toate perioadele istorice care au trecut peste Dobrogea au ținut în păstrare această arhivă, iar acum se află în mâinile noastre și trebuie să îi asigurăm standardele necesare în momentul acesta. Are două intrări și toate sistemele de stingere a gazului, de stingere a incendiului cu gaze inerte. Până acum, Direcția Generală de Evidență a Populației funcționa în două spații diferite. Unul situat în clădirea Consiliului Județean, iar celălalt în incinta Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Din această cauză, activitatea angajaților, dar și a cetățenilor care aveau nevoie de diverse informații sau documente, era îngreunată. Așa că autoritățile județene s-au gândit la o soluție. Au căutat un spațiu suficient de mare, astfel încât întreaga activitate să poată fi mutată într-un singur loc. Înainte să ceri, trebuie să fii pregătit să oferi. Și astăzi s-a oferit contribuabilor un spațiu în care să-și poată desfășura activitatea în condiții nesuperioare celor care, în care activau până acum, iar contribuabilor, cetățenilor, se oferă posibilitatea de a beneficia de niște servicii demne de secolul 21 din punct de vedere al spațiului, al accesului la informații, al vitezei de acces la informații. El are rolul și de coordonare și de instruire în conformitate cu modificarea legislațională privind identitatea persoanelor și evidența acestora. La noul sediu sunt așteptați toți constanțenii care doresc să urgenteze liberarea documentelor. Pentru acest serviciu vor achita o taxă de 107 lei, iar actul necesar îl vor primi în maxim 2 zile. Facem un pas în față pentru ca nevoile cetățenilor să fie rezolvate într-un timp mult mai scurt. Mă refer la emiterea cărții de identitate și la cartea de identitate provizorie. Este vorba de, așa cum am mai spus, de protecția datelor persoanelor. O securizare completă a datelor, dat fiind că astăzi în lume sunt enorm de multe tentative sau chiar reușite de furt de identități. Este foarte important ca tot ce înseamnă securitatea datelor și protecția datelor să fie într-un loc sigur. Întregul sediu a fost dotat cu aparatură de ultimă generație. Ba mai mult, în mai toate încăperile au fost montați senzori de fum. Senzorii detectează un început de incendiu, dezamorsează tot conținutul prin aceste ascensoare și anihilează incendiul. 70 de primării își vor muta aici arhiva. Primii care au făcut deja acest lucru sunt cei din localitatea constanțeană Crucea. Și aici unde păstrăm documente de peste 123 de ani, am găsit și proiectul de execuție în original a canalului Dunăre Mare Neagră. Spațiul este închiriat de o agenție imobiliară care s-a ocupat și de renovarea clădirii. Chiria este de 43.000 de lei. Noul sediu al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța este situat pe strada Ștefan cel Mare, numărul 44 din municipiu.